Buzăul este pentru a doua oară gazdă pentru adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor. Practic, tineri din întreaga țară se întâlnesc în județul nostru pentru a stabili noua structură de conducere a Consiliului, dar și pentru a discuta diferite probleme de care se lovesc elevii. Am încercat întotdeauna să subliniez faptul că elevii din România sunt o forță. Poate nu întotdeauna am reușit, poate nu întotdeauna am găsit metodele prin care să ne unim și să ne solidificăm ideile, însă totdeauna am sperat ca noi, noua generație, peste 10-20 de ani, să ne integrăm în conducerea acestei țări, să rămânem în România și să încercăm să schimbăm ceva. Și pentru asta am militat în permanență în acest an, zi de zi, am considerat că integritatea, maturitatea și dorința noastră de a schimba ceva sunt mult, mult mai puternice decât conservatorismul sau anumite maniere care nu întotdeauna au fost favorabile educației. La deschiderea evenimentului, tinerii au invitat și oficiali din cadrul Ministerului Educației. Cei care au răspuns prezent au fost Liviu Pop, actualul ministru de resort, dar și senatoarea Ecaterina Andronescu, cea care a fost în mai multe rânduri ministru al educației. Liviu Pop a declarat în fața elevilor că este dispus să le asculte problemele și să încerce să le găsească împreună o rezolvare. Discutând cu dumneavoastră, va trebui să vedem dacă mai folosim sau nu folosim telefonul în timpul orei. Dacă facem sau nu facem serviciu pe școală, dacă asigurăm sau nu asigurăm supravegherea video în zona școlilor, dacă modificăm programul școală după școală, și dorința mea și a colegilor din minister este aceea ca minim 30 de minute în programul școală după școală să fie activități sportive, maxim, în cele maxim 3 ore. Și sunt lucruri care cu siguranță ne vor duce la programele școlare și la planurile cadru, unde la fel trebuie să fim spectatori. De regulă, membrii Consiliului Național al Elevilor sunt tineri cu rezultate bune la învățătură, care au ales să se implice și în procesul de schimbare a sistemului de învățământ. Dar de cealaltă parte există și tineri care sunt ignorați de societate din cauza rezultatelor slabe. Cred, domnule ministru, că nu ar fi de neluat în seamă o analiză foarte temeinică în legătură cu aceste școli care produc, din păcate, rezultate slabe cu consecințe extrem de negative asupra generațiilor de tineri. Din 2011 încoace, de când a intrat în vigoare legea 1, sunt câteva sute de mii de absolvenți de liceu cu vârstă între 18 și 20 ceva de ani, care n-au absolvit bacalaureatul și care au fost într-un fel abandonați de societate. La evenimentul de astăzi au luat parte și președintele Consiliului Județean Buzău, conducerea Inspectoratului Școlar, precum și reprezentanței Primăriei Buzău.